în tradiția iudaică există ceea ce se numește creaturi cerești, creaturi ale lui Dumnezeu. Nu există îngeri și demoni decât prin ceea ce fac oamenii, adică creaturile lumii cerești se manifestă ca îngeri sau ca demoni în funcție de ceea ce facem noi. Din nou ne întoarcem la această idee. Îngerul și demonul este un răspuns al comportamentului nostru, de aceea responsabilizarea. Și spuneați un lucru excepțional, nu avem un orizont nelimitat de reveniri asupra faptelor noastre? Nu, în tradiția iudaică în general și în forma cabalistică în mod special, ideea este că omul are o singură șansă, aici și acum, pentru a-și asigura intrarea în lumea mesianică, lumea de apoi. În iudaism nu există ideea de rai și iad în accepțiunea creștină. În iudaism există ideea că omul, după ce termină viața în această lume, așteaptă integrarea în lumea mesianică atunci când va veni. Dacă a făcut fapte bune, această așteptare este un fel de suspensie în care va rămâne până la venirea lumii mesianice, în timp ce dacă a făcut fapte rele, simpla idee că va intra în neant și nu se va integra în lumea mesianică este mai rea decât orice idee de iad. Și ca atare, iadul ca, să zicem, noțiune pătrunde în iudaism mai târziu sub influență creștină, dar nu în sensul creștin, nu în accepțiunea creștină. Iadul în tradiția iudaică este locul în care morții așteaptă reînvierea în lumea mesianică sau pierderea în neant dacă au făcut fapte rele.